Mulțumesc, mulțumesc băieților, mulțumesc publicului. A fost un meci, cred eu, care cu toții ne-am dorit această victorie, în care toți am luptat pentru ea. Ne-a și ieșit. Este al treilea meci cu 3-0 pe teren propriu și îmi pare bine că putem să mulțumim acești oameni care iubesc echipa Zarea Băț. Chiar dacă am venit după un meci în care am fost egalați în minutul 93, băieții au reușit să se adune, să-ți găsească puterea și astăzi cred că am învins categoric Zimbru. Cred că am fost echipa mai montată, mai rapidă, mai pragmatică și am luat un rezultat care ne dă șansele ca pe viitor să sperăm la ceea ce ne-am propus, de fapt, de când am venit și eu la această echipă, să ajungem în locul 4, să luptăm în Cupa Moldovei și să mulțumim acești, încă o dată, oameni extraordinari care sunt la Bălți, care vin, vedeți dumneavoastră. Cred că nu există în campionatul Moldovei nicio echipă cu așa mulți spectatori. Oameni care iubesc echipa și asta mă bucură tare mult, că îi mulțumim și noi la rândul nostru. După o perioadă în care a jucat foarte des Bruno Henrique ca atacant, acum Serghei Zadinailu a marcat două goluri, un pas decisiv. Cum ați apreciat jocul său? Da, data trecută a dat pas de gol și gol Bruno. Ei sunt doi atacanți care, dacă până acum Zadinailu era tot mereu accidentat, asta o știm numai noi. Spectatorii și cu oamenii ceilalți nu cunosc lucrul acesta. El și-a revenit, a demonstrat în cupă că a ajuns la nivelul care trebuie. Astăzi am ales Zaginailov. Poate că o să vină ziua în care alegem invers și tot așa. Iarăși, inițial, vă spun, este posibil să joace ambii. Este foarte bine că avem soluții și deja toți jucătorii noștri sunt apți. Acum avem cu Ionica puține probleme de accidentare și astăzi mi s-a accidentat Gumeniuc. Da. Să sperăm că nu este grav, pentru că atunci când avem. Cel mai frumos este că Mihailov, de exemplu, n-a jucat în ultimul timp, a venit după accidentare, a fost la Națională, chiar s-a accidentat acolo o perioadă de timp, a venit aici, nu a avut efectiv unde să joace, la felul cum gândeam noi de fiecare dată. Astăzi a intrat, ne-a dat soluții. Când toți băieții sunt sănătoși, este mult mai ușor și mai greu pentru antrenor, pe cine alegem. Deja este o foarte mare problemă care sunt 18 la Zarea. Însă, plus minus, toți jucătorii sunt la același nivel în momentul acesta și sigur, cred că o să facem o figură frumoasă și în continuare. Au mai rămas de jucat 3 meciuri. Credeți, care dintre ele credeți că e cel mai important și cel mai dificil pentru noi? Pentru noi este foarte simplu. Trebuie să câștigăm meciul următor și încă unul. Plus, mai este jocul de mâine, care îl are speranța cu Petrocubu și acolo, dacă un rezultat care ne-ar avantaja, cred că ar fi legal, înfrângere chiar al lui Petrocubu. Și atunci, probabil că săptămâna cealaltă va fi un derby așa cum trebuie, pentru că locul 4, cine câștigă, ăla merge la locul 4. Сложно комментировать опять, потому что ну, никак мы не предполагали такой исход матча. Но футбол — это игра, которая складывается из микроэпизодов, из микродуэлей, из индивидуальных ошибок. Поэтому по первому тайму претензий вообще не было, в принципе, больших ребятам. Мы следовали своему плану на игру. Но вот эта ошибка, конечно, этот пенальти сломал игру и сломал немножко в психологическом плане нас. Потому что во втором тайме мы немножко перестроились, нам уже терять в принципе нечего. Нас даже ничья по большому счету не устраивала, поэтому мы решили больше сделать акцент на атаку. Но опять же,
какие-то микроэпизоды, где мы пропускаем, опять же, можно сказать, случайные голы, которые решают исход матча. Значит, после второго гола уже игра была такая хаотичная, то есть где-то больше борьбы, может, было мало логики было, и пропустили третий гол на контратаке, это уже стечение обстоятельств. Но, опять же, это не оправдание, я, знаете, как есть выражение, что выигрывает команда, проигрывает тренер, поэтому я полностью осознаю и я принимаю это поражение. Но надо понимать, что футбол и жизнь двигается дальше. Да, поэтому жизнь непростая штука, и нужно уметь проигрывать. Да, нужно уметь проигрывать. Поэтому я беру это на себя и хочу поблагодарить, наверное, ребят за то старание и понимание, то, что нужно было сделать. Они очень хотели, но, к сожалению, вот эти обстоятельства повлияли сегодня на исход этого матча.